Salutare, ne revedem în dublă double trouble. Salutare, bună seara. Așa, astăzi seara vorbim despre pet sitting. Hai să vedem și ce conexiune avem de aici, că suntem în locație, este și un fuchi în spate, nu se vede, dar este. Salut, Bogumil cu Ana. Ana, zic bine, da? Măi, dacă vă zic salutare pe numele și vă zicem, amândoi suntem la fel, salutare pe numele cățeilor, este pentru că noi pe numele cățeilor le știm. Nu, glumesc. Dar se întâmplă să intre mai mult numele câinelui decât al omului. Salut, dragilor! Da, ziceam că o să intrăm în pâine pe discuție legată de pet sitting. Am mai avut acum un an, more or less, prin pandemie, o tematică similară cu Tina Speț. Salut, Didi! Dar am zis să reluăm pentru că acolo a fost o discuție despre niște subiecte legate de acest aspect și acum o să avem un pic o altă discuție din perspectiva noastră ca pet sitter și nu doar pet sitter, că de fapt noi ne ocupăm cu behavior și tot ce înseamnă partea asta de dog psychology, dar există și serviciul ăsta de pet sitting care este mai degrabă, eu i-aș spune, un board and train, da? Cu toate că nu are tarif de board and train, da? Încă! Bun. Salut, Elsie the Rescued. Așa. Și cum, despre ce o să vorbim? E important, pentru că multă lume își lasă câinii în pet sitting. Salut, Ioana! Își lasă câinii în pet sitting sau într-un cu un pet sitter, da? În momentul în care pleacă de acasă. Nu toată lumea are posibilitatea să lase câinele la rude, nu toată lumea are încredere în rude să lase câinele acolo, da? Că fac ce trebuie. Salut, Miha! Și Olivia și Adrian, toată lumea. Salutare! Și atunci aleg varianta asta. Desigur, sunt și alte variante, cum este pet hotel, cum este, nu știu, am zis, un prieten, o rudă, dar nu întotdeauna este cea mai bună opțiune. Sau... Și vă spune de ce nu este cea mai bună opțiune. Salut, Freya! Sau Diana, mai degrabă. Așa. Și cat lovers, avem și cat lovers aici cu noi. Așa. Poate luăm cat? Să știi că am luat de-a lungul timpului și acceptăm, apropo, și pisicuțe în pet sitting, dar da, cu să ne dați niște detalii înainte, da? Însă, e important să știți ce să faceți, ce să nu faceți când lăsați câinele undeva, vorbim de câine acum în speță, da? Ce să faceți înainte, ce să faceți în timpul, ce să faceți după și așa mai departe. Și să știți despre serviciu, ce presupune el și din partea noastră ca provideri, da? Dar și din partea voastră ca și clienți. Este un... trebuie să fim cumva... suntem interdependenți, da? În sensul bun și atunci trebuie fiecare să avem un oareșcare, să zic, respect pentru... unul pentru celălalt, da? Și mai ales pentru câine, că despre asta este vorba aici, corect? Corect. Bun. De la asta vine să zici ce să faci înainte? Cât să fână, cât să fă. Zici tu sau zic eu? By all means. Bun. Ce să faci înainte să lași câinele în pet sitting? În primul și în primul rând, pentru să începem mai întâi cu ce oferim noi și cum este la noi, da. Și apoi asta? Este bine. Ce faceți voi înainte să-l aduceți la noi în pet sitting? Este recomandat să plecați cu el, nu cu gălăgie, ci cu o structură clară și concretă, asertivă, calmă. De la plecarea de pe ușă, cu plecarea în mașină, cu o plecare dinainte ar fi bine, de minim 30 de minute, cu o plimbare structurată, uh-huh. Da? După care l-aducem la noi. Când l-aducem la noi, nu au loc copilul mamei. Asta e deja plânge. În timpul. Stai un pic, da. să definitivăm un pic înainte, că aici deja ajungem în timpul predării, preluării, nu mai știu să vorbesc. Așa. Dar înainte să-l aduci, cum spune și Mihai, da. Pleci cu calm de acasă, chiar dacă tu îi pregătești bagajelul, el știe cumva că ceva se întâmplă. Începe pregătirea asta și, indiferent ce face, el rămâi într-o stare calmă și hotărâtă, da?
încrezătoare și așa mai departe, ca el să nu perceapă, să nu ia din nou partea asta de agitație. Aoleu, unde-i aia? Aoleu, unde-i aia? Hai să punem repede asta, haide să ne grăbim să ieșim afară că trebuie să ajungem la ora X și așa mai departe. Hei, Grezi! Și atunci, luați-vă un pic mai mult timp. Calculați, eu am observat de-a lungul timpului de când ofer și serviciul ăsta că oamenii nu sunt foarte, foarte organizați. Adică, în sensul de, gândește-te cât timp îți ia ție să pregătești bagajul, cu cât timp înainte trebuie să-l faci și dacă vrei să fii un pic mai relaxat fix în ziua predării. Ce ai de făcut tu cu câinele? Dacă vrei să ți-ai rămas bun de la câine, cel mai bun moment este să ți-ai rămas bun de la el cu o seară înainte sau cu câteva ore înainte să efectiv faci tot procesul ăsta de traseu dus până la pet sitter lăsat și așa mai departe. Da? Deci nu atunci când îl predai, în niciun caz, da? Ci înainte. Și atunci organizați-vă efectiv, că fiecare are timp, eu pot să fac un bagaj și în 10 minute, altcineva poate face în 2 ore că este mai meticulos sau știu eu ce. Și atunci gândiți-vă cum e personalitatea voastră, cât vă ia vouă, ce aveți de făcut ca să fiți calmi în proces. Da? Cineva vrea să intre între noi, Lisa vrea să fie pe live ca de obicei. Stai, Lis. Așa. Bun, deci n-ai cum, cu Lisa n-ai cum, trebuie să fie și ea. Apoi, înainte să-l urcați câinele în mașină ca să-l duceți către pet sitter, plimbare structurată, cum a spus Mihai, dar plimbare structurată un minim de o jumătate de oră, cât să își consume un pic din energie, să nu aduci câinele amped up, așa, super hiperactiv și să-l pui într-un loc în care s-ar putea să fie mai mulți câini, de mai multe energii. E un loc nou, poate, și oameni noi, poate nu l-ați mai lăsat niciodată cu acele persoane și așa mai departe. Și atunci, cu cât este mai obosit și relaxat, hai de suc. Evident. Cu cât este mai relaxat și mai obosit într-o oareșcare măsură, cu atât este mai bine, da? După care, ați ajuns, l-ați urcat în mașină, în mașină din nou se cere calm, se cere relaxare și așa mai departe. Ajungem la locație. Ce facem la locație? Le spui tu? Ce se facă atunci când lasă cățelul? No talk, no touch, no eye contact. Așa. Asta scrie pe poartă, dragilor, da? Asta ca asta, da, atunci când ajungi într-un loc în care sunt și alți câini. Fie că e unul, fie că sunt 10, nu contează. În momentul în care intri, dacă intri în spațiu, s-ar putea, eu prefer, de exemplu, atunci când îmi sunt lăsați căței în gazdă, să nu las cumva, să nu invit stăpânii înăuntru în momentul în care eu fac introducerea în casă. Și nu că este un semn de bad behavior sau că nu suntem noi friendly și nu foarte suntem human friendly, da, nu suntem, dar mare atenție de ce, pentru că mie inițial mi s-a părut puțin ciudat, dar am înțeles foarte clar de la început de ce nu. Da? Pentru că în momentul în care câinele e introdus în spațiu, mai ales dacă e un spațiu nou, este ideal să fie introdus de o persoană care are o formă de autoritate sau pe care el o respectă mai degrabă decât să fie doar super entuziasmat că o vede, da? Și se intre în acel spațiu cu un alt vibe, cu un vibe mai calm, cu un vibe mai respectuos, curios, de ce nu, dar nu, dacă intră și stăpânul, atunci el o să fie mai focusat pe stăpân, nu pe ce este în mediu, ce reguli sunt în mediu și așa mai departe, o să fie super entuziasmat, stăpânul când o să plece pe parte, el o să se agite și o să se sperie că de ce nu poate să meargă și el și așa mai departe. Și atunci cel mai safe este, noi îl preluăm, unul dintre noi merge la o plimbare scurtă cu el din nou, da? Chiar dacă a mai fost înainte. Deci chiar dacă stăpânul l-a dus la o plimbare scurtă înainte să-l urce în mașină, noi o să reluăm. O să facem un bonding, da, un rebond în relația noastră cu acel cățel prin faptul că îl preluăm de la mașină, îl ducem într-o plimbare scurtă să vadă zona, da? După care îl introducem în curte, casă și așa mai departe. Da? Cu tot ritualul de care noi am mai vorbit în alte live-uri, cu cum se introduce un câine în spațiu nou și toate lucrurile astea și altor câini și așa mai departe. Nu, din nou, nu vă luați rămas bun atunci. Ai predat Lesa, unul din noi va duce lucrurile
cățelului mâncare, știu eu, boluri, jucării, ce lăsați voi, ce preferați voi să le lăsați. Le ducem în casă, celălalt îl ia la plimbare. Voi vă vedeți de drum, nu tu rămas bun, doar predai Lesa și te-ai luat, te-ai întors. Stânga împrejur, te-ai întors. Ne luăm noi rămas bun ca oameni, da, putem, pa, pa, salut. Și după aia ne vedem fiecare de treaba noastră, da? Pentru că altfel ritualul ăsta devine foarte neutru atunci. Câinele este deja în plimbare, este focusat pe altceva, nici nu știe că ai dispărut din peisaj, este foarte ok. Nu se activează, începe să fie anxios sau alte chestii de genul ăsta, pentru că el face ceva, e focusat pe altceva. Da? Și atunci asta este recomandarea noastră și valabil și pentru alte case. Dacă vreți să veniți să vedeți, ok, spațiu sau, nu știu, poate n-ați mai lăsat cățelul aici, nu e nicio problemă să veniți o jumătate de oră, într-o seară, într-o zi, într-o dimineață, când puteți voi, înainte de data predării, voi, fără cățel, eventual este mai bine așa, să vedeți exact spațiu, cine e aici, ce și cum și așa mai departe. Noi oricum vă ținem la curent în timpul serviciului cu videouri, poze și așa mai departe, da? După care, tot din timpul serviciului, da, din cadrul pet sitting-ului, vine și preluarea câinelui, da? Ce să facă oamenii când preiau câinele? După 3 zile, o săptămână, 2 săptămâni, depinde cât l-au lăsat. Să nu plângeți. Și să vă bucurați de vacanță. Nu faceți asta. Cățelul meu! Da? Nu faceți chestia asta. Pentru că o să-l nebuniți pe câine, o să faceți un mare tam-tam din revedere. Da? Și nu este ăsta scopul. Noi știm și ca oameni înțelegem că ne bucurăm și noi, ne bucurăm dacă... În rarele ocazii în care lăsăm câinele undeva și nu putem să-l luăm cu noi, da? Și noi ne bucurăm să-l vedem, obviously, că ne iubim câinele, da? Dar ne abținem și ne avem partea asta de delayed gratification, se numește, da? În care ne abținem de la-i oferi atunci pe moment și al shower with affection, se spune, n-avem o traducere pentru asta în română. Bombarda cu afecțiune, da. Cu afecțiune atunci când nu trebuie. Așa, pentru că asta l-ar face ca data viitoare când rămâne undeva să aștepte să fie ca pe ace pentru acel moment de revedere. Da? Deci atât ritualul de predare cât și cel de preluare trebuie să fie unul relativ neutru. Da? Ai venit, ai intrat poate în curte sau l-am adus noi pe cățel în fața porții, da? Iarăși este o preferință de-a mea de când stăteam în tineretului, era să ies cu cățelul din casă și să-l predau fie afară, fie în fața ușii, pentru că sunt și alți câini în casă. Dacă tu vii, poate nu poți să-ți controlezi atât de bine emoțiile și sub o formă sau alta, nu știu, îi scapi o mângâiere, el oricum o să fie super entuziasmat să te vadă, deci automat dacă el acasă sare pe tine când tu vii de la magazin că ai fost plecat 5 minute, acolo o să facă ca toate visele, când vii după o săptămână de vacanță, da? Și atunci ceilalți câini din spațiu pot fi foarte activați de un astfel de comportament în condițiile în care în toată perioada cât a stat la noi, el va fi sub o formă sau alta într-o structură, da? Va fi calm, va fi respectos, va fi în toate registrele ok, da? Și atunci nu vor fi interacțiuni neplăcute cu ceilalți câini. Dar în momentul în care apare stăpânul, lucrurile astea se pot schimba radical. Și atunci, dacă 5 câini sunt calmi și unul este super entuziasmat, ce credeți că vor face cei calmi? Ce vor face cei calmi? Se vor duce în vacanță după stăpâni? Cei calmi o să îi sară efectiv în cap pentru a-l corecta, pentru a-l readuce la starea de calm, da? Pentru ei nu e natural să fie supraentuziasmați. Există entuziasm în lumea lor, există bucurie, nu există, dar nu se acceptă supraentuziasm. Și atunci un câine supraentuziasmat poate fi ușor văzut ca o țintă de către ceilalți câini din casă. Drept urmare, prefer să fie predat în afara casei sau în curte el singur sau așa mai departe. Și este mai safe așa, da? Din nou, nu este o chestie de lipsă de respect, Doamne ferește, nu avem nimic de ascuns, puteți să intrați la noi în casă, dar este important să înțelegeți de ce-ul din spate,
Da? Unele lucruri sunt făcute așa pentru că de-a lungul timpului ori s-a observat că este mai bine așa, ori se știe că așa reacționează câinii și pe baza psihologiei canine nu ne permitem să avem greșeli. Da? Da, și este foarte important după ce mă rog, ne vedem în curte, pe terasă, afară și așa mai departe și luați, așa cum a început Iulia să spună că nu este bine, băiatul mami sau fata mami în funcție de caz, luați-l puțin într-o plimbare, lucrați-l în calm, cu calm în mașină, no talk again pe drumul de la noi către voi acasă, la voi acasă când ați ajuns din nou, luați-l în 10 minute în plimbare, își face, dacă e de făcut ceva după caz, afecțiunea după ce ați urcat pe la în casă și ce... L-ați reintrodus în spațiu, apoi vine și afecțiunea. Așa, acolo voi știți cât să-i dați și cum să-i dați, nu mai intrăm în detaliu că nu acum este scopul live-ului. Da, deci asta este, tu ai intrat practic direct în ce să faci după, da? Corect. L-am preluat, l-am luat, din nou, da, ramforsez, dar nu în mașină dăm afecțiunea, nu instantaneu când a coborât din mașină dăm afecțiunea, mergem un pic și relegăm. Relegăm legătura, sună... Calibrăm legătura. Recalibrăm legătura dintre noi. Pentru că în plimbare se creează bonding-ul, se face conexiunea asta între om și câine foarte, la un nivel foarte primar. Da? Și atunci revedeți-vă, da? Din perspectiva asta primală de conexiune, nu din perspectiva noastră umană, emoțională. Pentru că ei nu o percep așa cum o percepem noi. Pentru noi, pe noi ne încarcă, într-adevăr, să îi pupăm, să îi luăm în brațe, să sară pe noi, să nu știu ce. Pe ei nu atât de mult. Nu, din nou, nu mai confundați supraentuziasmul cu bucuria, da? O să o spun pe asta până o să mi se lungească urechile. Așa. Bun. Astea sunt câteva do's and don'ts înainte, în timpul și după. Ce să nu mai faceți în timp, în timpul șederii cățelului cu noi sau cu orice alt pet sitter, nu e numai despre noi aici, da? Este despre pet sitting în general. Da? Nu bombardați omul dacă cumva nu v-a trimis o poză la ora 9 dimineața, că câinele este pe mâini bune. Da? Dați-i timp omului să facă o poză, să facă un video, să vă trimită. Nu vă stresați, relaxați-vă, bucurați-vă de vacanțe. Da? Nu fiți numai cu gândul acasă și acasă ești cu gândul la vacanță, că nu te mai bucuri de niciunele, da? Te bucuri mai întâi de vacanță, după care vii acasă și te bucuri de cățel. Între timp, cu încredere că este pe mâini bune, lăsați-l pe providerul de serviciu să vă dea update-uri despre câine. Când vă dă update-uri, acum o să te văd pe tine cum o să eu însă sunt o fire mai directă și eu dacă observ anumite comportamente care n-ar trebui să fie, eu o să le dau în timp real omului. Nu este scopul meu să vă stric vacanța sau să vă zic aoleu, aia n-ai făcut bine, aia n-ai făcut bine și nici nu o să vă spun la modul ăsta, dar pentru mine e important să comunic atunci când văd ceva, pentru că după aceea uit și voi rămâneți cu ideea, da? Că totul este zen și un curcubeu și o floricică și un fluturaș, da? Nu e chiar așa, e bine să știți în timp real ce se întâmplă cu câinele și atunci, da? Câinele, nu știu, văd că are niște tendințe agresive, niște tendințe de bază pe resurse, diverse alte tendințe, da? Eu o să vă comunic lucrurile astea și poate o să vă întreb câteva chestii, poate o să vă dau un feedback despre ce să faceți când să veniți acasă și așa mai departe. Mihai, o să fie mai cu lugu-lugu cu voi. Ceea ce vrem noi să sumarizăm în următoarele minute despre ceea ce oferim, de fapt, în tipul ăsta de serviciu de pet sitting, că nu aduceți doar câinele de mâncare, apă și o puțin de joacă, nu. Structura noastră este foarte clară, ca și cum ar fi câinele nostru. Și o să iubim pe toți în mod egal și o să-i tratăm pe toți în mod egal. Mm-hmm. De la dimineața cum s-au trezit, plimbare în structură, reguli, limitări, mâncare, joacă și afecțiune. Dacă pe timpul de X zile pe care voi lăsați câinele la noi, observăm așa cum a spus, are un comportament de XYZ, totul va fi transmis în timp real pentru că suntem oameni și uităm. Nu vreau să credeți că vă certăm, Doamne ferește, scopul nostru este să fiți conștienți că se întâmplă, dacă nu știți asta deja, totodată să lucrați
după ce vă întoarceți din vacanță la asta și să îmbunătățiți totul. Totul vine pro bono, evident, la toată treaba asta. Adică nu, pro bono înseamnă inclus în prețul șederii. Inclus deși în este, serviciu. Deși este un serviciu suplimentar pe care nu... Na, prin prisma activității, pentru că noi asta facem și eu aș... Când am început activitatea, așa am gândit serviciu de la început. Deci nu se punea problema, eu îmi tratez câinele într-un fel, ceilalți sunt doar în casă și în pet sitting și ei fac ce vor și al meu este cu... toată psihologia canină în spate și ăștia la alții fac ce vor. Nu este așa, da? E important ca ei să intre, să creeze o tipologie, să intre în mentalitatea de haită, da? Și atunci ca să se întâmple asta, cineva trebuie să fie lider, restul trebuie să intre în anumite, da, pe anumite poziții. Și fiecare își alege, mă rog, determinăm noi mai degrabă care este poziția fiecăruia, dar în același timp există o structură foarte, foarte clară. Acum, ceea ce Mihai e pro bono este pentru că board and train este cu totul alt serviciu decât pet sitting. Dar este, din nou, pentru clienții noștri, de asta nu oferim pet sitting pentru cei care v-ați conectat, poate și nu sunteți, nu faceți încă parte din grupul nostru de clienți, dar ne urmăriți cu drag și vă apreciem input-ul și totul. Dar e important să știți că dacă nu am lucrat cu voi, dacă n-am făcut absolut nimica și vreți să lăsați câinele în gazdă la noi, sunt câteva reguli. Trei, mai exact. Salumădă! În primul rând, trebuie câinele să aibă o evaluare făcută. Da? Cu unul dintre noi, nu contează, sau amândoi, sau whatever. Dar nu o să acceptăm câini pe care nu i-am văzut în viața noastră, nu știm ce-i cu ei, la grămadă, hai, aduceți aici toți câinii să vină la noi, da? Nu este asta, și din prisma, zice Olivia aici, ne întreabă dacă sunt câini pe care nu i-ați accepta. O să răspundem la asta, să nu uiți întrebarea. El este memo-ul meu, este memoria mai bună la el, așa. Bun. Se face o evaluare, pentru că am avut de-a lungul timpului experiența. Ți s-a răspuns deja? Ok. Nu cred că ți-a răspuns, să știi că nu este, nu cred că este ce crezi tu. Așa, dar o să revenim la întrebare. Se face evaluarea ca să vedem un pic temperamentul, să vedem tipologia stăpânului, nu doar a câinelui, să vedem cum ne înțelegem. Sunt două povești întotdeauna la o evaluare. Povestea voastră, exact, de handler, de stăpân, de părinte, cum vreți voi să vă numiți, și întotdeauna este și povestea câinelui. Și o vrem pe amândouă. E fain, l-ai cu tine, mai apuc să iau și o gură de ceai când și când. De ce? Da, deci evaluare în prima fază, astfel încât să vă cunoaște pe voi cât și pe el sau pe ea. Da? Al doilea lucru foarte important este ca după fergita vârstă de opt luni, cu indulgență 9 luni, dar regula este 8 luni. Dacă câinele este mai mare de 8 luni de zile, cu tot dragul primim dacă este castrat sau sterilizat, dacă e femelă. Da? Nu o să primim câini care nu sunt sterilizați după vârsta asta, decât voi puncta o excepție. Singura excepție. Da? Singura excepție este dacă acel câine este un câine cu pedigree, cu drept de montă, expus, pentru că la expoziții nu poți să duci câinele necastrat. Dar, în același timp, câine care face monte, adică care efectiv este al unui crescător sau al unei persoane care lucrează cu crescător, și atunci este un caz excepțional în care câinele este echilibrat prin prisma faptului că satisface acea nevoie. Adică da? Legit. And it's legit, literally, adică literally este în lege, legit. În baza legii este ok, da? Așa. Altfel, orice altceva, că vreau eu să aibă câinele ouțe, că mi se pare că nu e natural fără. Ne pare rău, vă iubim, lucrăm cu voi pe reabilitare, nu o să facem pet sitting pentru astfel de câini. Din variabile motive. Am avut o felul de experiențe de-a lungul timpului și nu este cazul, da? Iar a treia chestie este să nu aibă probleme cu anxietatea de separare. Deci e a treia regulă. Din simplu fapt că nu ne permite timpul să facem un board and train atât de extensiv. Nu avem o problemă, Olivia, apropo de câini pe care nu i-am acceptat. Nu avem problemă cu un câine reactiv la alți câini. Nu avem o problemă cu un câine fricos. Nu avem o problemă cu un câine care are prey drive și vânează alte animăluțe. Deși avem pisici. Da? Nu avem problemă cu nicio altă problemă de comportament.
cât avem cu partea asta de anxietate de separare, pentru că noi, el... Pe scurt, este un subiect foarte delicat asupra cazului în sine de anxietate de separare și, sincer, ca timp fizic, să fie cineva cu ei în permanență, nu ne permite. Asta odată, nu avem angajați suplimentari care să se ocupe să supravegheze permanent câinele. Este important ca el să stea, să poată fi capabil să stea 2, 3, maxim 4 ore singur, fără să distrugă casa, să audă tot cartierul, să, bă, nu știu, se autorănească și așa mai departe, da? Nu o să-i lăsăm singur 10 ore, 12 ore, 8 ore sau alte chestii de genul ăsta, dar trebuie să fim capabili să mergem până la magazin, eu trebuie să ajung la ședințe, Mihai are și el un job pe lângă asta și atunci trebuie să fie și el acolo și așa mai departe și atunci nu putem să fim absolut permanent cu câinele în casă, da? Nu este nici pet hotel în care l-ai lăsat, ok, ai dat cât ai dat și câinele stă într-un cub de 2x2 și acolo poate să facă ce vrea, că nu doare pe nimeni la bască de el, da? Și îi dă afară drumul de două ori pe zi și aia a fost pet hotelul. Nu este genul ăla de serviciu, da? Că ar fi mult mai simplu pentru toată lumea sau whatever. Mie, eu nu sunt pro astfel de servicii, da? Oricât ar fi de productiv, da? Nu ăsta e scopul. Scopul e câinele să se simte efectiv ca într-un mediu de casă, home, familie, da? Haită, cum ziceam mai devreme. Și atunci, de asta aceste reguli, da? Ți-am răspuns, Olivia? Așa. Deci sunt astea trei chestii, da? Încă o chestie de care vreau să țineți cont și tot din registrul ăsta, că nu este pet hotel. Există un tarif. Este care este. Cine vrea, putem să vorbim în privat, nu este nimic de ascuns, dar nu o să stăm acum să facem tarifare aici. Dacă, for some reason, există modificări, voi ați zis că între data de 1 și data de 5 vreți să lăsați cățelul, da? În momentul, e important să vă organizați și din nou, nu pentru noi în sine, că ok, noi ca noi, dar orice pet sitter, care este pet sitter, atenție, nu pet hotel, da? Are chestia asta, este un om care face, zice Olivia, da, mulțumesc mult, trebuie să-l servizez pe Tom, neapărat. L-așteptăm cu drag, sincer, l-așteptăm cu drag. Așa, este important să înțelegeți că pet sitting-ul presupune o persoană, două maxim, care se ocupă de acel câine ca de propriul câine, da? Nu este un business la modul... Am 7 camere pentru 7 câini și fac ce vor acolo și am 3 angajați care se ocupă să le facă curat și alte chestii de genul ăsta. Dacă voi ziceți că pe 1 îl lăsați și pe 5 îl preluați, păi datele alea trebuie să fie bătute în piatră, da? Ca cele 10 porunci. Da? În sensul în care pe noi nu ne interesează și persoanele care se ocupă de peți, nu sunt interesate de data la care voi aveți avion. Data la care avionul aterizează înapoi în țară. Neinteresant pentru noi. Pe noi ne interesează data și ora la care tu vrei să predai câinele efectiv. Și iarăși, dacă tu îmi spui că pe 1 îl predai, dar 1 înseamnă 12 noaptea, că la ora 12 este 1, nu poți la 12 noaptea. Există niște ore, dacă suntem și noi oameni și ne culcăm și ne trezim la niște ore, da? Și atunci... niște ore decente între 9 și 9, să zicem, sau ceva de genul ăsta, da, pot fi predat slash preluați căței. Și atunci, ne interesează data la care voi vreți efectiv să aduceți cățelul și ora specific. Acum, dacă nu ajungi la 10, ajungi la 10 și un sfert, nu o să fie o tragedie, da? Dar ballpark it, da? Așa. Nu ne interesează data la care vă aterizează vouă avionul, dar voi aterizați la 3 dimineața pe 5. Ne interesează când îl luați pe cățel. De ce lucrurile astea? Nu știu dacă voi realiza sau conștientizați lucrurile astea, pentru că poate, și nu poate, sigur, am avut situații în care venea un câine, de exemplu, reactiv la alți câini, în gazdă, să zicem, în data de 6. Da? Eu acceptam un câine din 1 până în 5, care și el are probleme de reactivitate, dar care nu s-a mai întâlnit cu celălalt câine.
Eu trebuie foarte bine să gestionez pentru că ei sunt în același spațiu, repet, nu sunt în niște cuși separate în care nu se văd, nu se aud și nu nimic. Ce înseamnă același spațiu, ca să fie puțin mai clar pentru ei? Adică, zi tu. Înseamnă o cameră, două camere, hol, curte. Nu sunt îngrădiți, dragii mei. Sunt ca și cum sunt la voi acasă. Exact. Da? Exact. Nu sunt, exact cum a spus și de vreo trei ori, într-un loc. Da? Sunt văzuți ca și câinele nostru, respectiv, ochi. Exact. Da? Și atunci e important, de ce sunt atât de importante datele astea? Pentru că uneori sunt decalaje efectiv de jumătăți de oră. Ok, la ora 10 îl predau pe X, care este și el reactiv, și la ora 11 trebuie să vină Y, care este și el reactiv și nu l-am mai văzut pe X. Eu nu pot să-mi permit ca ei să se întâlnească dacă nu mi-am programat lucrurile așa, ca eu să știu efectiv cum să fac asta. Nu poate să fie o surpriză că vine X și Y întârzie să-l preia pe whatever. Da? Ați înțeles mesajul. Sunt mici detalii de care noi chiar ținem foarte mult cont pentru ei. Mă zic ei, mă refer la ei voștri patru pezi. Și pentru buna lor socializare cu cei care sunt deja la noi în sitting. Exact. Încă o chestie este că suntem și noi oameni și avem și noi un program. Adică... No. Roboți? Nu? Da. Ok, bine. Avem și noi un program și anume, din nou, dau un exemplu. 1-5, ai zis că l-ai preluat pe 5. Tu pe 5, nu știu, te-ai gândit că ți-e somn și nu vrei să-l preiei pe 5 și vrei să mai stea o zi. Eu poate mi-am planificat sau noi poate ne-am planificat ca pe 6 să fim plecați sau pe 5 seara, când tu trebuia să-l preiei la prânz, da? Noi să plecăm din localitate. Noi nu putem să ne dăm, dacă am avut o avem și noi o rezervare sau avem un program, o programare, nu putem să le decalăm pe toate doar pentru că X nu a mai avut chef să vină să-și ia cățelul la timp. Da? Deci sunt niște lucruri de genul ăsta, repet, pentru că nu există angajat și nu este un program 9-6 și chestii de genul ăsta, nu înseamnă că nu avem și noi totuși un program și niște planificări și așa mai departe. Da? E important, este chestie de respect reciproc din punctul meu de vedere și să înțelegeți că se întâmplă să fie și situații și pentru acele situații, ok, înțelegem, nu știu, e COVID și acum mai pot interveni lucrurile, asta e cu totul altceva, da? Există și, mă rog, posibilitatea să mai stea câinele, există o suprataxă pentru chestia asta și așa mai departe. Nu avem probleme cu sărbătorile. Noi petrecem sărbătorile în general prin București pentru că știm că atunci este necesar ca oamenii să plece și o să fie nevoie de acest serviciu. Da? Ne decalăm sărbătorile, nu e problemă. Dar în același timp este important să, iarăși, să avem chestia asta. Ok, am zis că vin în data de, la ora de, atunci mă țin cumva să fac tot posibilul să vin. Și să ne organizez în așa fel încât să știu... Ok, nu contează când vreau eu să plec, dacă vreau să-l las cu 3 zile înainte să plec, este absolut ok, nu, da, nu e nicio problemă, dar trebuie să fiți foarte specifici, da? Bun. Inspiră. Alte întrebări. Da, niște întrebări dacă aveți între timp să vă putem răspunde, dacă nu, o să vorbim noi despre ce mai facem noi cu ei. Da, mersi. Două creiere sunt mai bune decât unul. Așa. Ok, să Nu, Fuchi e al treilea creier. Așa. Bun. Un lucru de care să țineți cont când lăsați cățelul cu noi este că noi facem tot felul de activități cu câinii pe lângă clasica plimbare structurată, pus un backpack dacă e un câine mai entuziasmat sau mai energic, jocuri, inclusiv joacă cu structură și așa mai departe. Pe lângă toate astea, noi nu avem o problemă, dacă voi nu aveți o problemă, să luăm căței și să mergem cu ei la munte, la mare, la mama, la tata, ieși, la... Oriunde ieși din localitate. Vedem câteva cazuri concrete din vară până în prezent. Că a fost mare, că a fost pădure, că a fost bunici, că a fost Brașov... Zimbrărie. Că a fost zimbrărie. Și exemplele pot circula la sfârșit cumva. Gândiți-vă că... Punem câinele vostru în fel de fel de ipostaze și îl expunem, dacă voi nu faceți asta, pentru el. Mă rog, și pentru noi, că noi ne pare să plecăm. Așa, la tot felul de... Da, expunerea ai zis bine. Îl expunem la tot felul de situații noi, la locuri noi.
Noi dacă vrem să mergem să explorăm tot Bucureștiul pe jos, mergem cu câinii după noi, adică nu o să stea unul acasă și noi îl luăm pe al nostru și ne vedem de treabă. Nu, o să vină toți câinii, dacă sunt 5 câini în gazdă, cu 5 câini mergem prin tot Bucureștiul, da? Deci este genul ăsta de boarding, nu este un boarding doar boring. Nu e boring, e boarding. Așa. Da, și o facem de drag și, din nou, nu este un serviciu extra, este un serviciu inclus, da? Cumva și asta îi ajută pe câini să vină acasă mult mai relaxați, mult mai liniștiți, ok, să învețe să meargă în lesă în timp ce stau la noi cum trebuie, să învețe să mănâncă, să mănânce calm și ok, să mănânce în preajma altor câini, în preajma altor animale, să se joace ok, să nu fie posesiv, să aibă tot felul de mici îmbunătățiri, twitch-uri la comportament, dar se vor lucra și prin prisma haitei, pentru că sunt, din nou, într-o, chiar și doar doi câini, tot o haită formează, da, împreună cu noi. Și atunci ei altfel se dau unul după celălalt, altfel înțeleg, altfel percep lucrurile și așa mai departe, da? Nu o să-i ținem doar în curte, avem o curticică, o să iasă și prin curte, evident, dar ei de stat stau în casă. Cu excepția cazului în care aveți un câine care stă la curte și vreți neapărat să stea în curte, ok, este, avem și posibilitatea asta, deși parcă noi avem și câini care stau la curte, dar la noi când vin stau în casă. Deci, da? Și se adaptează foarte ok, sunt absolut ok în casă, da? Ce mai avem noi extra? Mai avem ceva extra? Extra mozzarella? Extra mozzarella. Bun. Dragilor, acum, mai în glumă, mai în serios, dar cam da, astea sunt lucrurile ce trebuie făcute și de care trebuie să țineți cont. Că îi aduceți la noi, că îi aduceți altundeva, hey, canine pack leader. Să țineți cont de lucrurile astea. Faceți plimbarea înainte în structură ca să îl predați calm. Dar mai bine, ce faceți voi de obicei când îl lăsați într-un pet sitting? Chiar dacă îl lăsați la familie. Mai ales dacă îl lăsați la familie. Uh-huh. Bun. În timpul predării prelorii ați înțeles, sper, ce și cum, da? Fără prea mult contact vizual, atingere, vorbit, deloc ideal. Da, într-o primă fază. Iar o să zic că numai că noi suntem aia care nu. Aia răi. The Grinch of Dog Grinch. Affection. Așa. Ce să faci după, iarăși, din nou plimbare, din nou reintrodus în casă și așa mai departe, da? A, și după ce îl preluați pe câine, faceți tot posibilul să păstrați ceea ce predăm noi. Pentru că vom preda ceva, un câine diferit în sensul bun, echilibrat, da. Dacă v-am dat niște tipsuri, niște sugestii în timpul cazării... Ce nu există dacă, se vor da mult. Se vor da, probabil. 90% din timp se dau. Vă spamăm, în concediu. Am avut, cred că, un Kita și atâta. Kita și Jasper, la Kita, care nu Jasper. Este nevoie. N-a Bine, fost nevoie. Exemple mai sunt, dar e ok, Milo. Da, da, pe aici, pe acolo. Bun, deci sunt foarte puțini câini care chiar nu au nevoie de ajustări în comportament, da? Și atunci, ce sfaturi vă dăm, ce vă facem atenți în timpul șederii, luați și aplicați după. Dacă, să zicem, câinele este foarte haplea la mâncare, Toby, da, Toby, mersi, Diana, da. Corect. N-am mai fost de mult pe la noi de asta, n-am mai. Mai zi. Zilele astea am atras toți căței pe care i-am vrut în gazdă, așa că zice Mădălina, gata, venim la București doar ca să facă mini boarding. Ce drăguț. Da, ți-am zis, cu condițiile cele trei, cu tot dragul. Trebuie să check căsuțele, da. A, încă o chestie importantă. Luați în calcul că ceea ce facem noi este și o asumare a unei responsabilități destul de mari. Nu. Ok, normal că este o responsabilitate orice cazare a unui animăluț, dar în același timp este o responsabilitate mare pentru că orice se întâmplă cât el este cu noi, e responsabilitatea noastră. Da? Și atunci este destul de mare presiunea pe noi să facem lucrurile cum trebuie. Asta odată. Un al doilea lucru este că spre deosebire de afară, noi în România încă nu avem
asigurare în caz de orice, da? Așadar, în general, nu știu, dar din ce știu eu, piața de pet sitting de aici trebuie să acopere costul cazării, cumva trebuie să acopere inclusiv treaba asta, da? Dacă se întâmplă ceva, dacă el trebuie dus la veterinar, dacă, Doamne ferește, nu știu, se pot întâmpla o mie de chestii, nu există o asigurare de pet sitter, cum este afară. Afară sunt asigurări speciale pentru serviciile de genul ăsta. Hei, Lunatica! Gândiți-vă că au o asigurare de vacanță pentru voi. Fix la fel. Da? Fix la fel. Dar este un lucru care... la care noi ne tot gândim și ne-ar plăcea să existe, pentru că am fi, cred că, primii pe care am abordat-o, da? Însă este o responsabilitate și atunci, cu cât lucrurile merg mai smooth, ține și de noi, evident, de noi 90%, da? Dar ține și de voi să fie respectați termenii de, cum am zis, de predare, preluare, de să, data viitoare când vine cățelul, da? Se vede, atenție, deci se vede în momentul în care tu l-ai luat și ai și lucrat ceva cu el din ceea ce noi v-am recomandat și vedem ca și probleme comportamentale și ce vă sugerăm să faceți ca să le îmbunătățiți, se vede dacă de la o ședere la alta voi chiar ați lucrat. Și avem și exemple pozitive, adică fără niciun fel de problemă, vă putem exact spune. Exact. Hei, Iuchita, avem o Achita. Așa. Se văd lucrurile astea și e, într-un fel ne... Te încarcă pozitiv atunci când vezi schimbările, în același timp ne pare rău de unii câini când știm cum i-am predat și după aia vin înapoi și o luăm de la capăt. Pentru că ne da, efectiv, munca este exact aceeași ca prima dată. Da? Dacă el pleacă de la noi unde 24 din 24 a lucrat, a fost tratat exact ca un câine, nu ca un om, se simte împlinit, se simte bucuros, se simte, e social și așa mai departe, și după aia îl duci acasă și tu l-ai dus direct în tevatura dinainte, e păcat, îl bulversezi total pe acel câine și nu zicem acum nu-l mai aduce, zicem doar să preiei din părțile pozitive și să le aplici și acasă, pentru că practic vă facem jumate din treabă, e făcut aici, în cazare, trebuie doar să o continui un pic. Da? Și aici vă degrevează foarte mult. Gândiți-vă la echivalentul unui abonament de 10 ședințe de reabilitare pe care tu l-ai direct în cazare, practic. Da? Și atunci este super avantajos și din punctul ăsta de vedere. Mai ales că noi, mai ales că noi pentru clienții noi, să spunem așa, care vin în pet sitting după prima evaluare și îndeplinește celelalte două condiții, după șederea câinelui, clar, stăm la dispoziția voastră cu to do it on the list, adică on the spot, pe lângă filmulețele pe care vi le trimitem în timpul vostru de, mă rog, concediu, să spunem așa, discutăm la cald. Uh-huh. Și este păcat, mai ales pentru cei noi, să spunem așa, care nu ați lucrat o ședință, două, trei, ce aveți doar evaluarea făcută, e păcat să nu puneți în aplicare tot. Și nu neapărat pentru voi ca stăpâni, și aici eu din nou vorbesc din prisma lui sau a ei, a câinelui. Pentru că, exact cum am spus și mai devreme, îmbunătățiri sunt. Câinele știe și câinele poate. Important e să fiți și voi conștienți de puterile voastre și de modul în care trebuie să aplicați corect pentru el. Uh-huh. Sau pentru ea. Uh-huh. De ce vorbesc doar pentru el? Pentru, știți că și eu am tendința asta să masculinizez câinele. Ne trebuie o femelă. Ne trebuie o femelă? Zici? Da. Bine, bulmastif femelă să fie. Dacă vedeți crescătorii, aici suntem. Acceptăm donații la... Acceptăm pet sitting și apoi... Pet sitting gratis, forever and ever. Așa. Bun. Mai este ceva? Voi mai aveți întrebări? Că în continuare... au venit câteva întrebări de la Olivia și mă bucur că le-ai pus, Olivia, că e bine dacă aveți nelămuriri să le întrebați, de ce nu. Dacă nu, mai e ceva, mai e? Nu mai e. Cam asta. O să schimbăm instrumentele, dacă veniți cu câinele în ham, vă spunem de acum că o să-l punem pe lesă slip, cel mai probabil. N-am avut până acum un caz de câine care să nu se fi înțeles la noi pe lesa slip și să aibă o problemă cu asta. Foarte fain intră în vibe, foarte fain este în, da, pe felie cu toată lumea, da?
Pentru că dacă unul e în ham, dacă unul e în less sleep, altul este în prong, altul este plimbat liber de către stăpân. Daniel, evident, am ușa să mă plimb eu cu el cu bicicleta și restul e tu. Evident că nu o să funcționeze o plimbare în haită, de exemplu, da? Și atunci trebuie toți puși pe același instrument, plimbați cu toții ca un grup, da? Drept urmare, asta e bine să știți. Nu vă mirați dacă vedeți în poze sau în videouri câinele cu altă lesă sau altă zgardă decât cea pe care o are el tipic, da? Zgardițele de obicei nu le dăm jos, doar adăugăm, eventual punem alta da, prin casă sau așa mai departe. Bun, seara, cei care sunt agitați seara dorm în cușcă, da? Este iarăși un lucru bine de punctat. Învață aici cu ocazia asta și ce reprezintă o cușcă. E un mini crate training, să spunem, da? În care n-am avut niciodată câine care să aibă o problemă cu crate-ul. Din cei care au stat la mine, la noi, de-a lungul timpului, toată lumea a îmbrățișat crate-ul ca am ceva... Am bale, bă, exact. Și noi am dormit foarte bine. Exact. Pentru că sunt anumiți câini care nu se pot liniști, din prima cel puțin, dar nu se pot liniști la modul trebuie tot timpul să facă ceva. Dacă tu te-ai dus în dormitor, el trebuie să vină, să facă, du-te vino către dormitor și cealaltă cameră. Și atunci este important pentru ei să învețe să stea pe loc, să se domolească. Da? Se folosește crate-ul și în timpul zilei, dacă este cazul de plecat de acasă și nu avem încredere în câine că este foarte ok. Chiar dacă nu are anxietate de separare, el poate să fie în spațiu nou, un pic mai agitat, să caute, să sară pe o masă, să alerge pisicile și alte chestii de genul ăsta. Și atunci, dacă nu este un client vechi sau unul pe care îl știm și știm ce-i poate pielea, da, atunci preferăm să fie mai safe și pentru el și pentru noi, să nu roadă un cablu, să nu facă ceva ce n-ar trebui să facă. Da? Drept urmare, o oră, două, trei, cât o să fim noi plecați, el va sta în cușcă și niciodată din nou n-am avut o problemă cu asta și nu s-a întâmplat absolut nimic. N-a murit niciun câine că a stat în cușcă două ore până acum. Da? Din potrivă, chiar au fost foarte liniști și foarte ok. Altă întrebare. ție-ți mai vine ceva legat? E ceva ce ne-a scăpat legat de pet sitting? Mi-e greu să cred pentru că am vorbit ce faci înainte, ce faci în timp, ce faci după și ce face noi extra. Rareș! Ce face Rareș, salsa? Salutare! Și am vorbit foarte mult la expunerile pe care noi le facem cu ei ca și cum ar fi ai noștri. De la plecări, deplasări, locuri noi în București, poate pe care voi nu le-ați văzut și nu numai în București, exact cum am spus mai devreme. Și pe lângă? Pe lângă expunerea lor la lucruri noi. Ba, acum că o să vină vremea frumoasă, eu o să-mi umflu bicicleta și o să iau la alergat. Ce să vă zic, o să fie foarte distractiv pentru ei și foarte benefic pentru ei și este recomandat să puneți și voi în aplicare după ce luați de la noi cu micile hinturi acolo unde este cazul. Așa, zice, tocmai s-au întors de la plimbarea structurată. Așa e video. Așa, bun. Da, cam astea sunt, într-adevăr. Încă o chestie pe care o facem, pentru că stând în Popești, unde ne plimbăm pe aici, pe străduțe, toată zona este bătută la pas de noi și nu contează, sunt distrageri, sunt câini în curți, sunt câini off-leash, noi facem față și este câinii o să fie expuși la chestia asta și o să știe cum să reacționeze, ceea ce e bine de altfel pentru ei. Pe de altă parte însă, vom merge întotdeauna, de câte ori avem ocazia, în parcuri, țarcuri, zone, păduri și așa mai departe. Pentru că deplasarea asta presupune mers cu mașina, dacă există un câine care, de exemplu, nu este foarte ok în mașină, va fi un pic lucrat pe partea asta, da? Va fi poate un pic mai mult lucrat pe partea asta, dar... Va fi lucrat în sensul în care dacă are o problemă cu mașina, o să stăm acolo și o să facem exerciții cu mașina până când el se relaxează. Am mers cu câine care avea probleme mari cu mașina până în Covazna din București și înapoi. Nu, asta nu ca exercițiu, am fost că am avut noi deplasare și am vorbit cu stăpânii și am luat-o și pe ea împreună cu al nostru. Dar la nivelul ăla mă refer, adică nu doar până aici trei pași, da, cu mașina, ci mergem. Adică dacă noi vrem să ne propunem că mergem la, unde să zic, pe Transfăgărășan, o să mergem cu câine pe Transfăgărășan dacă ne dați acceptul, evident. Da? Bun. Așa că lucrurile astea îi ajută pe ei foarte mult, ne leagă și pe noi ca relație cu ei, cu
cu cei care vin în gazdă, dar și pe ei, și lor le crește încrederea în ei și în ce pot să facă și ce pot să fie, practic, da? Bun. Măi, dragilor, dacă nu mai sunt întrebări și mama a fost la întrebări de mine, nu știu, n-am avut timp să le răspundem, frate, deci parcă mă și uimește unor câte întrebări. Eu cred că n-au avut timp să pună o întrebare, că noi am turuit atât de mult. Hai mă, că nu ne întrerup acolo în comentarii, puteți să puneți întrebări oricând. Aștept coment. A fost atât de obositor pentru voi de n-ați avut întrebări sau pur și simplu v-a plăcut de cât de bine am vorbit? Nu, știi care este chestia? Eu am senzația că efectiv noi chiar punctăm, ne gândim foarte bine și punctăm cam tot ce e de punctat și oamenii nu mai au ce să întrebe. Dar să știți că noi n-am vorbit înainte, acum, pe bune, chiar nu ne-am gândit înainte. Ai așa, cu două, trei puncte am punctat acolo pe foaie ca să nu le uităm. Dar în rest, da. Deci dacă v-am răspuns, by default, la toate întrebările, pentru seara asta o să ne luăm rămas bun. O să anunț o chestie pentru luni. O să o anunț de acum pentru că e o chestie foarte faină. Cei care sunteți în grup, o să pun un link în grup. Luni, care acum, luni, da? Pe 22, da. O să avem... Oricum facem flyer, e ok. O să fie flyer făcut oricum. Dar o să... Am fost invitată acum, asta e. Data asta am fost eu, data viitoare o să fii tu. Așa. Am fost invitată să particip la un webinar pentru Comperio Medela. Este o asociație ce se ocupă de câini fără stăpân și așa mai departe, în care o să discutăm despre dog psychology și toate dedesubturile și ce înseamnă și așa mai departe. Mulțumim, zice Ioana, că am structurat foarte bine discuția. Mersi, Ioana, mersi de feedback. Fiți pe fază, nu o să fie live-ul joia viitoare, pentru că o să-l facem luni la ora 8 pe acest webinar. Da? Salut, Ioana! O să vă dau link, repet, o să punem și flyer-ul. Mulțumim, mersi, Adrian! Felicitări, mi-a plăcut, zice Adrian. O să aveți flyer-ul la stories, postat pe postări și așa mai departe. Este cu plată, dar plată însemnând o donație către asociație pentru câinii fără stăpân. Nu este vreo sumă, nu vă gândiți la ceva, nu știu ce. Intrați, vedeți, dacă vreți să participați, by all means, o să vă așteptăm cu drag și o să fie o discuție foarte interesantă. Și o faceți pentru o cauză nobilă și gândiți-vă că merită. Corect, da? Corect. Așa că eu sunt puțin mai direct. Ne vedem acolo luni. Nu există, vă mănânc. Așa. Bine, dragilor, v-am pupat, seara faină să aveți și să ne auzim cu bine și să ne vedem cu bine. Ciao. Ciao.